Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări la regulamentul circulației rutiere, Inspectoratul Național de Securitate Publică și-a intensificat acțiunile preventive pe șoselele din Republica Moldova. Polițiștii vizează în special pe cei care depășesc viteza legală, una dintre cele mai frecvente cauze ale producerii accidentelor. Azi dimineața, agenții de patrulare au organizat un filtru pe strada Calea Ieșilor din Chișinău, iar peste 30 de șoferi au fost trași pe dreapta și sancționați conform noilor prevederi legale. Cea mai mare viteză surprinsă în această dimineață de radarul mobil a fost de 105 km pe oră. Șoferul care a luat amende și 5 puncte de penalizare a refuzat să discute cu jurnaliștii. Bună ziua, nu vreau să vă răspund. De ce ați încălcat limita de viteză? O zi bună să aveți. Iar acest conducător auto circula cu 81 de km pe oră prin oraș, unde viteza maximă este de doar 50 de km pe oră. Pentru asta a fost amendat cu 900 de lei și 4 puncte de penalizare. În plus, i se va suspenda și permisul de conducere, pentru că în ultimele 6 luni a acumulat 15 puncte de penalizare. De ce ați depășit limita de viteză? Nu mai filmați, domnișoară. Vă rog. Păi ați încălcat regulamentul. Eu nu sunt de acord să mai filmați. A fost înaintat un demers către șeful SP Centru pentru a-i fi suspendat dreptul de a conduce vehiculul pe un termen de 30 de zile. Va fi îndreptată citație către domiciliu pentru a se prezenta. În cazul când nu se prezintă, se ia decizie în lipsa dumnealui. Unii șoferi prinși în neregulile de polițiști au făcut scandal. Acest bărbat, care conducea cu viteză excesivă, a refuzat să prezinte actele polițiștilor de patrulare. Предоставьте, пожалуйста, документ. Предоставьте сначала ваши документы. Я предоставил документы. Это не документ. А что это? Это пропуск на работу. Пропуск работы? Да. Это у вас может пропуск работы. На данный момент предъявите ваши Генеральный документы. Генеральный инспекторат полиции Хорошо. Не является государственным служащим. Еще раз. Вы отказываетесь предоставлять документы? Я не отказываюсь. Еще раз. Вы отказываетесь? Нет, не отказываюсь. Значит, предоставьте мне, пожалуйста, документы. Сначала вы должны мне предоставить. Я вам предоставил документы и нарушение. Nici după două ore de negocieri cu oamenii legii, șoferul nu s-a conformat. Pentru asta s-a ales cu un dosar verbal pentru depășirea limitei de viteză, dar și pentru că a refuzat să prezinte actele. Вот, кстати, нет, тогда я посмотрю, что так трогать мою книгу. Вы бы лучше помолчали, честное слово. Вы будете расписываться в протоколе? Согласно нарушению, которое вы нарушили. Я не знаю, что здесь написано. Вам выписали. Alți șoferi au încercat să-și găsească o scuză pentru că au încălcat regulamentul circulației rutiere. Până mâine eu n-am avut nicio încălcare. Eu am o audiere la camera specială cu minori și mă așteaptă deja procurorul, judecătorul și toți mă așteaptă. Iată ce am încălcat. Pe 6 iulie au intrat în vigoare noile sancțiuni, mult mai aspre pentru cei care conduc cu viteză excesivă și care sunt prinși de mai multe ori că încalcă regulamentul circulației rutiere. Pentru participanți la trafic le sugerăm, eu personal le sugerez, să fie mai prudenți, să meargă pe atent și să respecte regimul de viteză și nu doar regimul de viteză, dar regulamentul circulației rutiere. În ultimele 24 de ore, peste 809 șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză, iar în 5 cazuri, inspectorii de patrulare au decis suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.